Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj, o nouă etalare în dragoste, o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi pentru voi. Pentru voi cei care priviți la acest video, care sunteți într-o conexiune de iubire cu cineva apropiat vouă, cu cineva drag și vă doriți să știți încotro se va orienta această conexiune a voastră. Sau pentru aceia care sunteți singuri, singure în aceste momente, văd că și voi vă doriți să știți până când va dura această situație de viață pentru voi. Sau pentru aceia care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vreți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în perioada aceasta pentru dumneavoastră. Da? Iată că văd că aveți de-a face cu un suflet pereche, da? Un suflet pereche care este foarte conștient sau conștientă în aceste momente de situația sa, de rolul său în viața dumneavoastră, dar este conștient și de rolul vostru în viața sa. Da? Se pare că această persoană își reclamă rolul său în această lume, în această viață, în aceste momente, da? Și el sau ea se va orienta din ce în ce mai mult spre împlinirea acestei misiuni personale pe care și-o descoperă în această perioadă. Da? Așteptați-vă să aveți de-a face cu un partener sau cu o parteneră care devine din ce în ce mai activ în viața sa sau activă, nu numai că descoperă ce trebuie să facă de acum înainte, dar își dorește să facă tot posibilul pentru a-și atinge scopul, da? Pentru a face acel lucru care ține de sufletul său, da? Acele aspecte care, pe care sufletul său le cere împlinite în legătură cu viața sa. Da? Pot fi lucruri care au legătură cu relația voastră, pot fi aspecte care au legătură cu cariera sa, cu viața sa în general, da? Poate cu rolul pe care îl are în viața celorlalți, da? Cu legăturile, cu relațiile sale în aceste momente. Da? Este posibil ca această persoană să dorească să își îmbunătățească aceste relații. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că vedem că unii dintre voi, dragii mei sau dragile mele, aveți de-a face în această perioadă cu un partener sau cu o parteneră care nu dorește să se implice în conexiunea cu voi în aceste momente. De ce? Pentru că el sau ea va avea sau va considera că are lucruri mai importante de făcut decât să se implice în această conexiune. Da, și se pare că vă lasă pe voi fără să puteți alege, da? Adică vă lasă fără dreptul la replică, ca să zic așa, da? Această persoană, dragii mei, dragile mele, să știți că se fofilează din această conexiune cu voi, nu neapărat pentru că nu simte față de voi, nu neapărat pentru că nu are sentimente față de voi, ci pur și simplu pentru că el sau ea va lua decizia în aceste momente că anumite lucruri necesită rezolvare în viața sa, da? Și se va orienta din ce în ce mai mult spre a rezolva acele situații din existența sa sau spre a rezolva anumite relații din viața sa, da? Tot felul de lucruri care îi se par lui sau ei mai importante decât relația cu tine în aceste momente, da? El consideră sau ea consideră în aceste momente că poate să lase puțin în stand-by această conexiune cu tine pentru a se ocupa de celelalte lucruri care îi se par la fel de importante, da? Pot fi lucruri care privesc cariera sa, care privesc relația sa cu familia din care provine sau cu prietenii săi sau ce știu eu, tot felul de alte situații care au de-a face cu el, da? Sau cu ea în aceste momente. Da, hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Da, iată că dintr-un anumit punct de vedere, dragii mei, dragile mele, văd că dumneavoastră aveți de-a face sau ați avut de-a face cu o persoană
care s-a dovedit a fi genul de persoană care nu vă apreciază, da? Sau care nu știe sau nu a știut să vă aprecieze la justa dumneavoastră valoare. Da? Din acest punct de vedere, văd că unii dintre voi sau unele dintre voi veți dori să îl faceți pe acesta sau să o faceți pe aceasta să fie conștientă de faptul că dumneavoastră ați simțit la momentul respectiv că lui sau ei nu i-a păsat. Da? Nu știu, poate că voi ați avut anumite probleme în familia din care proveniți, poate că ați avut ceva probleme de sănătate, unii dintre voi sau unele dintre voi, și ați simțit în acele momente că persoana voastră este absentă cu totul. Da? Da, dragii mei, dragile mele, poate să se fi întâmplat acest lucru deoarece acest partener sau partenera voastră să se fi speriat, da? Sau se poate să se fi speriat de situația prin care tu treci și să te fi lăsat singur sau singură să te confrunți cu situația respectivă, da? Deci, pur și simplu să știi că această atitudine din partea sa nu a venit să se întâmple din cauza că lui sau ei nu-i pasă sau nu i-a păsat, ci pur și simplu i s-a făcut teamă, da? I s-a făcut frică de situația cu care tu, care a intervenit între voi, da? Nu știu, poate fi faptul că o anumită persoană a intervenit din exteriorul vostru și a dorit să vă despartă, poate fi și acest lucru și poate fi un aspect pe care această persoană a voastră nu l-a văzut ca atare, da? Probabil că nu și-a dat seama de adevărata intenție a respectivei persoane. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată, dragii mei, dragile mele, că următoarea carte vorbește despre o schimbare, da, despre faptul că veți avea parte de o magie pură în conexiunea voastră în perioada următoare, de faptul că o decizie surpriză va clarifica situația voastră în perioada următoare, da? O decizie surpriză din partea partenerului sau a partenerei, da? Așteptați-vă ca acesta sau aceasta să joace un rol major în existența voastră în perioada următoare și ca el sau ea să fie pionul principal care va decide dacă voi veți fi fericit sau fericită. Da, din acest punct de vedere, dragii mei, dragele mele, văd că voi vă veți retrage puțin din această conexiune pentru că veți simți că poate ați dat totul și poate nu ați primit la fel de mult sau poate veți simți pur și simplu că este cazul să lăsați celălalt partener sau cealaltă parteneră să își joace cărțile, da? Pentru că pur și simplu voi ați făcut tot ceea ce era tot ceea ce ați simțit că trebuia să faceți, da? Da, veți lăsa dreptul la replică acestei persoane din viața dumneavoastră, ca să zic așa, da? Și te vei bucura, iată, de această decizie din partea lui sau din partea ei, care te privește în mod direct și care se va orienta din ce în ce mai mult spre tine prin această persoană se va orienta din ce în ce mai mult spre tine prin decizia pe care o va lua, da? Așteaptă-te să decide această persoană să se mute alături de tine sau să își dorească să-ți facă acea propunere pe care tu o așteptai de ceva vreme, da? Poate să-ți propună să vă căsătoriți sau să vă logodiți, tot felul de decizii importante care pot veni să se înființeze în viața ta în aceste momente, da? Prin intermediul persoanei tale. Și următoarea carte, dragii mei, dragele mele, iată că vorbește despre muzică, da? Acest card, acest mesaj vorbește despre muzică, despre modul în care voi vă raportați la muzica pe care o auziți în aceste momente, în această zi. Poate fi și faptul că unii dintre voi poate cântați, da? Poate cântați cu vocea sau cu un instrument anume și în momentul în care cântați, iată, vă gândiți fără să vă doriți la persoana iubită. Fără să vreți, vă gândiți la acea persoană pe care o doriți în viața dumneavoastră, da? Dragii mei, dragile mele, acesta nu este deloc un lucru rău, da? Nu este un lucru pe care să nu-l doriți în continuare, dimpotrivă, este un lucru cât se poate de apreciat, da?
Și înseamnă multe lucruri, înseamnă în primul rând că acea persoană la care voi vă gândiți înseamnă că este cea menită pentru voi, da? Este cea mai potrivită persoană care putea să se întâmple, putea să vină în viața dumneavoastră. Da? Sunteți foarte fericit sau fericită în momentul în care ascultați muzică și anumite mesaje din muzica pe care o ascultați se potrivesc cu situația pe care voi o traversați. Da? Vă bucurați în momentele acelea foarte mult. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici Șaptele de Pentacule, dragii mei, o carte din nou foarte bună care îmi vorbește despre o situație de viață pe care o aveți de rezolvat în prezent. Văd că mulți dintre voi vă dați peste cap pentru a rezolva această situație. Poate că pur și simplu ar trebui să stați puțin deoparte, să luați o pauză de la ceea ce făceați și să trageți concluziile sau să analizați mai bine situația, da? Pentru a vedea ce vă rămâne vouă de făcut strict. Da? Din acest punct de vedere, această carte, Șaptele de Pentacule, arată că indiferent ce veți alege să faceți în perioada următoare, aceste lucruri vor avea repercursiune asupra viitorului vostru în dragoste. Da? Dacă veți alege să fiți trup și suflet alături de partener, de parteneră, în mod clar că acest lucru se va vedea și în viitorul relației voastre și va fi ca un plus pentru voi, da? Pentru că așa cum veți fi voi alături de partener sau de parteneră, așa și acesta sau aceasta va fi față de voi, da? Vă va înapoia tot ceea ce voi îi transmiteți, ca să zic așa. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici Regina de Săbii, dragii mei, o carte din nou foarte bună care îmi spune că puteți avea de-a face cu o persoană importantă în viața dumneavoastră, o persoană care să ia o decizie la fel de importantă în ceea ce vă privește. Probabil că este persoana la care voi vă gândiți în aceste momente și este cea mai importantă persoană pentru voi în aceste clipe. Este persoana pe care vă doriți și în viitor alături de voi, da? Și este o persoană foarte hotărâtă, văd, foarte sinceră în același timp și alături de care veți petrece momente de neuitat și în viitorul apropiat, da? Momente de neuitat în care veți conversa îndelung, vă văd având discuții cât se poate de sincere, cât se poate de aprinse pe de o parte, da? Aprinse în legătură cu viitorul pe care vi-l doriți împreună, da? Văd că vă doriți să vă faceți aceste planuri de viitor și veți discuta deschis despre aceste planuri. Pe de altă parte, dragii mei, dragele mele, așteptați-vă să aveți parte de vești pe care le puteți primi în această zi din partea unei instituții de stat sau din partea unei persoane care reprezintă această instituție, da? Tot felul de vești care vă pot bucura sau vă pot aduce acea hotărâre pe care o așteptați de ceva vreme. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici Judecata, dragii mei, alături de celelalte cărți care vine să vorbească despre faptul că voi vă veți elibera în această perioadă, vă veți elibera de sub o neputință, da? O neputință pe care ați avut-o mult timp referitor la această persoană din viața dumneavoastră. Nu știu, poate fi faptul că unii dintre voi sau mai degrabă unele dintre voi nu ați putut să faceți copii până acum, da? Și având în vedere că ați făcut multe nu intervenții chirurgicale, vreau să zic că ați consultat mulți medici în privința aceasta, văd că ați și făcut un anumit tratament în această direcție și situația este sub observație acum și văd că se poate modifica în ceea ce vă privește, da? Adică vă poate aduce surprize notabile din acest punct de vedere. Din acest punct de vedere veți putea oferi viitorul pe care persoana voastră îl merită alături de voi, da? Adică îi veți putea oferi acestuia copilul sau copiii pe care și dorește. Am dat un exemplu, bineînțeles că exemplele pot fi nenumărate de situații în care vă regăsiți și din care vă puteți elibera în această perioadă. Unii dintre voi poate că ați avut legătură cu o altă persoană din trecutul vostru și cu care ați mai avut de împărțit câte ceva, poate un fost soț sau o fostă soție și văd că ați avut de finalizat un partaj sau
poate depus la punct o custodie, modul în care se va derula aceasta și așa mai departe, tot felul de situații pe care le veți lămuri în această perioadă. Dragii mei, haideți să vedem încă o carte din partea îngerilor romantici. Da, este clar că, iată, aceasta ar putea fi persoana potrivită pentru tine. Așadar, iată că deja ai cunoscut partenerul romantic pe care îl căutai, dragul meu, draga mea, nu mai există niciun dubiu, ești alături de persoana care te merită și pe care o meriți. Și încă o carte, dragii mei, da, receptiv, ești într-un moment receptiv al vieții tale, adică vei fi pregătit să primești ceea ce soarta are plănuită pentru tine, da? Adică vei primi toate acele vești bune, toate acele oportunități care vin spre tine și da, este clar că acestea vin din cauza că erau pregătite acolo din partea sorții, din partea destinului să fie pentru tine. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!